Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi o nouă experiență la cumpărături. Este vorba despre laptop Dell Inspiron 153520 cu procesor Intel i5 15,6 inch Full HD display, 15 GB RAM, SSD de 1 TB, placă grafică. Bă, toate bune și frumoase. Problema e că m-am întâlnit cu problema care nu credeam că poate să fie, să se întâmple la un laptop. Practic are un port USB aici pentru carduri. Deci nu mai are port RJ45, deci port de rețea FTP nu mai are. Ceea ce e foarte dubios. Are un HDMI aici, două USB-uri. Dar de reset, cred, dar portul RJ45 nu mai are, ceea ce pur și simplu n-am mai văzut. Laptop fără să poți să te folosești de rețea prin cablu, chiar. Până la o nouă experiență, mă doresc numai bine. Doamnește!